Să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în 1 Corinteni capitolul 6. Voi citi versetul 12. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Amin. Ocupăm locurile. Sunt foarte bucuros să pot să slujesc în această dimineață și mă rog ca Dumnezeu să-mi dea harul necesar să vă pot sluji. De obicei, a atinge anumite subiecte, unii oameni consideră că îi nevoie de specialiști să vorbească. De fapt, vreau să vă spun că bate un fel de vânt al schimbării și în mediul nostru pentecostal, în sensul că Predicatorul nu mai poate vorbi despre bani pentru că nu e om de afaceri. Nu mai poate uh, vorbi despre cântare, nu mai poate atinge subiectul cântării că nu-i cântăreț. Nu mai poate vorbi de tehnologie pentru că nu e itist. Și încet, încet se încearcă să se astupe gura pentru că vin specialiștii. Nu vedeți că nici Stăruințele în anumite biserici nu se mai pot face fără specialiști, pentru că există specialiști în botezul cu Duhul Sfânt, de, de parcă Duhului Dumnezeu ar avea nevoie neapărat de specialiști. Spunea la un moment dat Martin Lloyd Jones că de când au apărut televizoarele în Europa, Europa n-a mai avut nicio trezire spirituală la nivel de țară sau la nivel de țări. Atunci când vorbești despre tehnologie, în mintea unor oameni, vreau să vă spun că există o confuzie, se dă o lupte. Unii cred că tehnologia este de la diavolul. Când, cu ceva vreme în urmă, când au pus microfoane într-o biserică de la noi din județ, frații, crezând că tehnologia este de la diavolul și tot ce avem noi aici, aparatura asta, nu, pre, nu mai predicau de la Amvon un unii, predicau de aici. Pur și simplu ca să nu vorbească la microfon, să nu se audă în boxe, pentru că ei credeau că tehnologia este de la diavolul. Ar trebui să recunoaștem că are părțile ei rele și părțile ei bune. Ceea ce avem în buzunarele noastre au fost oarecum create să ne ajute. Tot ce avem în casă, device au fost create oarecum, oarecum, să ne ajute. Dar, din păcate, ne încurcă mai mult decât ne-a fi putut gândi noi vreodată. Unii zic, frate, predici de pe tabletă. Da, o folosesc. Predic de pe tabletă. Cum m-a hotărât să predic de pe tabletă? Simplu, eram într-o biserică undeva în Oradea, într-o biserică destul de mare și aveam doldora de predice aici cu foi și era semăna foarte bine și era, avea aceeași cupolă pe care o avem noi, făcută de fratele Radu, proiectată de el și făcută. Mă simțeam ca la noi în biserică, avea scaunele puse aici, pe piedestalul ăsta, era aproape identică cu biserica noastră. Eu eram undeva aici și când mi-am deschis Biblia, au căzut toate foile pe jos. Gândiți-vă că era și live a trebuit să mă cobor și să-mi strâng foiță cu foiță să mi le pun înapoi și am zis, gata, îmi iau tabletă. Unii zic, frate, predici de pe tabletă, da, dar te rog frumos nu mai folosi nici tu aplicația de WhatsApp. Te rog frumos de acum să scrii scrisori. Te rog să scrii scrisori. Nu mai folosi nu mai folosi text message, scrie scrisori. Oameni buni. Am fost într-o biserică, apropo, undeva și fratele zice, frate, la noi în biserică nu predici de pe tabletă. Am zis, mă supun biserici, nu-i problemă. În orice biserică, dacă îmi zic, frații, îți dai cravata jos, îmi dau cravata jos. Dacă îmi zic, îți dai verigheta jos, mă supun, fraților. Dar m-am uitat deasupra mea și avea o plasmă, ascultați-mă, avea o plasmă a noastră, îi pui mic. De vreo șase ori mai mare ca și -a noastră. M-am uitat deasupra învonului și am zis, frate, ceea ce ai tu acolo sus e mai grav decât ceea ce am eu aici. Vedeți, trăim într-o perioadă în care începem să înghițim cămila și să strecurăm Sânțarul. De fapt, internetul trebuie privit cu realism. Știți că o bună bucată din școală. O dezvoltăm pe. are loc în spațiul ăsta virtual. Transacțiile financiare iar, au loc în spațiu virtual. O bună parte din comunicarea noastră are loc în spațiu virtual. Aproape că nu mai putem să concepem viața fără internet, fără telefon, fără televizor, fără. ce vreți dumneavoastră? Există câteva statistici. Generația Z sunt nativi virtuali. Adică se uită la calculator și fără să se uite pe tastă unei A, B, C, D, așa, se uită și doar tastează. Eu cunosc foarte bine tasta, parcă li lipite degetele de tastă. Apropo de asta, mai mergi la un funcționar care ai nevoie de niște acte să scoată și mai e o doamnă mai în vârstă un pic și cu degetul așa frumos, Acolo Dumnezeu prelucrează câteodată răbdarea noastră cu degetul, așa frumos, încet, încet, începe să opereze pe calculator, te au toate transpirațiile, dar ești omul lui Dumnezeu. Dumnezeu îți dezvoltă răbdarea și prin asta. Există uh, generația alfa, asta din 2010, născută în coace. Ăștia au telefonul ca un organ în plus. Dar, ascultați-mă, sunt bune, comunicăm cu ele, sunt fantastice, o, apar noi telefoane, luați-le, Domnul să vă binecuvinteze, dar există și pericole. Așa cum un cuțit poți să-l folosești să tai pâinea cu el, la fel un cuțit poți să-l folosești să ucizi un om. E foarte simplu. O travă poți folosi să omori păduchii de pe pomi, dar la fel o travă poți folosi să ucizi un om câteva pericole care ne pândesc atunci când folosim fără înțelepciune telefonul. Cineva spunea în felul următor, mi-a plăcut, adică fi mai inteligentă decât smartphone-ul tău. În primul rând, ne afectează comunicarea, adică relațiile sociale normale. Comunicarea este unul dintre darurile mărețe lăsate de Dumnezeu nouă. Cum spunea Ioanid, Doamne, dacă am grai și nu muget, este că așa ai vrut tu. Dacă nu ne adresăm unei altora cu mu, înseamnă că comunicarea este un dar fantastic pe care Dumnezeu l-a lăsat în mijlocul nostru. Apostolul Pavel îi spunea ai fesenilor, vorbiți între voi cu cântări, cu psalmi și cu cântări de laudă, adică într-un cuvânt, socializați, comunicați. Un studiu al Universității Essex a dezvăluit că simpla prezență a unui telefon mobil într-o discuție are un rol negativ asupra timpului de socializare. Știți ce facem noi de cele mai multe ori când ne întâlnim? Ba la masă, ba în familie, scoatem... Asta e un obicei, de un obicei destul de prost. Scoatem telefoanele și le punem pe masă. Și în momentul în care discuția este întoi notificare. Zm, zm. Îl iei, te uiți. Îți aprobi partenerul, dar ești focalizat să vezi cine ți-a trimis mesajul. Sau ce mesaj pe WhatsApp s-a trimis. Sau ce notificare ai. Simpla prezență a unui telefon mobil pe masa noastră întrerupe comunicarea normală. El ar trebui să fie în buzunar, el ar trebui să fie puse undeva în coș. E o boală psihică aproape. Când te întâlnești cu un tânăr, v-am spus aici, scoate telefonul din buzunar și nu are nimic, nu primește nimic, dar tot îl scoate, îl bagă. Îl scoate, îl bagă în buzunar, îl scoate din nou, îl bagă, îl scoate, dă cu mâna pe touchscreen, dar el nu are nimic. Pentru că este atât de obișnuit cu el, încât nu poate să trăiască fără el. Un tată de adolescenți povestea că într-o zi au invitat Copiii lui pe cineva acasă, adică pe mai mulți acasă, și știți unde sunt adolescenți, e și gălăgie. Deci ori unde sunt adolescenți, este gălăgie, voie bună, râs, e normal. Dar la un moment dat își dă seama că e liniște ca de mormânt, ceva normal pentru un grup de adolescenți. Intră în camera lor să vadă ce s-a întâmplat, de ce e liniște asta. Toți erau pe telefoane, își trimiteau mesaje unii altora. Uitați-vă în metrouri, duceți-vă în metrouri, în transporturi în comun. Oameni buni, oamenii sunt tot timpul conectați. Păi de ce credeți că bătrânii noștri erau sănătoși mental? Adică n-aveau atâtea boli de schizofrenie, nu erau atâtea anxietate, depresia. Ule, ce depresie? Ule, că... Nu ai vei cum să stai în depresie, că venea tata și te scutura de două ori și scotea toată depresia din tine și spunea, du-te-mă la muncă, mă, du-te-mă la coasă, mă. Știți care era problema bătrânilor noștri, adică binecuvântarea bătrânilor noștri? Simplu, ei mergeau la coasă, mergeau la lucru. Când veneau acasă, știți ce făceau? Simplu, se deconectau de tot. Ei n-aveau conexiuni. noi venim la lucru, venim într-un mediu de stres, numai să-ți duci pruncii la școală și ești într-un mediu de stres, cu clancsoane, cu pumne arătați, cu unul care depășește, unul care vrea să-și ducă pruncul înaintea ta la școală, să nu întârzie. Deci să ți duci pruncul la școală, deja intri în factorul ăla de stres fantastic de puternic. Dar ascultați-mă, mergi la lucru, la fel factor de stres, vii la lucru, din nou factor de stres și știți ce facem noi. În loc să ne deconectăm, începem să ne conectăm din nou baștiri. Andreea X, Esca de la ora 17, emisiuni de teroare psihică. Dacă înainte, ascultați-mă, dacă înainte ceea ce s-a întâmplat cu Trump venia probabil peste o lună, aflam, acum suntem bombardați cu subiecte negative în fiecare secundă, în fiecare minut. Scade capacitatea de socializare în mediul, în afara spațiului virtual. Păi oameni care sunt vorbăreți pe social media, în afara spațiului virtual, nu știu să lege două propoziții. Oameni care sunt foarte activi și îți răspund un-doi, oamenii aceștia nu pot lega două propoziții. Ne afectează atenția distributivă. Nu vedeți? Suntem o generație a rielsurilor. TikTokurilor, a lucrurilor, a shorturilor, dar nu a pantalonilor scurți, a filmulețelor scurte, foarte scurte. Nu vedeți că nu mai avem răbdare, oameni buni, să ascultăm un pasaj din Biblie care e mai lung. Nu mai avem răbdare. Nu ne mai ducem Bibliile cu noi pentru că a urmări de pe, din cuvântul lui Dumnezeu necesită o, oarecare, un oarecare disconfort. Nu vedeți că tot, nu mai urmărim. Ascultați-mă, nici pe ecranul ăsta, nu toți urmărim, pentru că nu ne-am mai dus Bibliile cu noi. N -a, fost, n a fost concepute să punem noi Biblia pe ele, pentru că fiecare dintre noi trebuie să ne aducem Biblia la noi, ca să urmărim predicatorul, ca să ne notăm, care, ca să luăm. Au fost concepute ca să punem cântările pentru frații care nu pot să vadă. Nu pot să mai citească în cartea de cântări. Dar n-au fost concepute de când au apărut oamenii și au luat din ce în ce mai puțin Biblile cu ei la biserică. E o realitate. E o realitate câteodată destul de dureroasă. V-am spus, ne afectează capacitatea de a recunoaște și expresiile faciale. Cu cât stăm mai mult pe ecrane, cu atât ne vom recunoaște indici... nu vom recunoaște indiciile sociale. Cu alte cuvinte, nu vom ști cum arată o față îngrijorată. Nu vom ști niciodată cum arată o față îngrijorată, o față zâmbitoare. Ne trimitem emoji. Nu vă rezolvați niciodată conflictele, ascultați-mă, prin text message. Noi trebuie să ne rezolvăm totdeauna conflictele față în față, ca să vedem cum arată o față nervoasă, îngrijorată sau bucuroasă, cum arată un zâmbet. Comunicarea non nu mai recunoaștem. Atunci când stăm foarte mult pe rețelele de socializare, există comunicare non nu? Era odată o mamă într-o biserică și o prins o live la cor. Îi făcea copilului ei. Adică eu te-am făcut, eu te. Da, e o comunicare non-verbală. Dar insistând foarte mult pe rețelele de socializare, nu mai putem să distingem ce înseamnă o comunicare non-verbală. Pe urmă, este lipsa empatiei. Empatia este capacitatea de a te pune în papucii alt cuiva. Cum zicea Pavel în Filipen 2 cu 4, fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Această lipsă de empatie cauzată de social media face rău relațiilor. Cine vrea să fie prieten cu un băiat sau cu o fată care este hiper, super îndrăgostit de telefonul lui mobil? Sau cine ar vrea să fie prieten cu un băiat sau cu o fată căreia nu-i pasă ceea ce simți tu? S-a dovedit că oamenii absorbiți de ecrane, de telefon și de altele, au foarte puțini prieteni. Pe urmă este pierderea timpului. Timpul este un dar pe care Dumnezeu ne-l-a dăruit nouă. Noi folosim expresia, hai bine că las din timpul meu. Pavel spunea efesenilor, răscumpărați vremea, Adică dacă până înainte să vă întoarceți la Dumnezeu, ați pierdut vremea, ați pierdut-o în lucruri de nimic, în lucruri de rușine. În momentul în care te întorci la Dumnezeu, tu trebuie să o răscumperi, adică să o cumperi a doua oară. Ei bine, rețelele de socializare și ce avem noi aici, ascultați-mă, ne fac să pierdem timpul care este darul lui Dumnezeu. Timpul este darul lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi, într-o zi, Dumnezeu ne va cere, fiecare dintre noi, Dumnezeu, într-o zi, ne va cere socoteală ce am făcut cu timpul nostru. Unii spun, este timpul meu, nu este timpul tău. Timpul este darul lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a conceput, Dumnezeu l-a gândit. Într-o zi Dumnezeu va cere, va cere socoteală ce ai făcut cu darul lui numit timp. Pe urmă este calomnierea și bullying -ul. Știți că platformele de socializare sunt la ora actuală cel mai puternic instrument de bullying? De violență verbală? De pe un cont fals, ascultați-mă, îți poți face praf prietena pe care o invidiez. Numai să intri de pe un cont fals și poți lăsa un mesaj care o poate afecta probabil toată, pentru toată viața ei. Nu doar bullying acesta care este la școală. Și auzeam că și la Logos între voi există. Opriți-vă. Habar n-aveți cât de mult afectează bullying Mi-a zis odată o tânără că niște colegi de-a ei i o zis că are o față de animal. Din momentul acela, chiar dacă este o fată frumoasă, din momentul acela, Fata aceea a avut un complex de inferioritate și s-a luptat cu acest complex de inferioritate foarte mulți ani. Voi credeți că este o joacă când îi spui unei prietene că are față de mai mulți? Dar afectează fantastic de mult. Inima, emoțiile, sufletul unui om. Dar la ora actuală, rețelele de socializare sunt cel mai puternic instrument de bullying. Uitați-vă, oameni buni, și nu mă refer la oamenii din lume. Să nu credeți că mă refer la oamenii din lume. Uitați-vă, după un mesaj aici, după o predică ținută de un predicator al lui Dumnezeu, se împarte deja, deja internetul în două, se împar comentariile în două. E fățarnic, e face asta, știu eu motivația lui. Oameni buni, nu putem să știm motivația unui om pentru că n-am trăit cu omul acela. Mi-a zis cineva odată despre un predicator, zice, băi, așa, ascultă-mă, ia masa cu el odată. O singură dată trebuie să iei masa cu el. Să vezi ce fel de om îi. După o săptămână mă sună, zice, ai avut dreptate. Oameni buni, nu vă scăpați pe internet. Influențați de alții să scrieți mesaje calumnioase la adresa oamenilor lui Dumnezeu, pentru că dumneavoastră nu îi cunoașteți. Știți că la începutul anului, una dintre, una dintre cei mai puternici factori care au răspândit nebunia care s-a întâmplat, știți foarte bine, nu mai deschid rana, undeva aproape de noi aici. Cei care au dus vestea asta cel mai puternici, cel mai puternic, nu au fost oamenii din afară, ci au fost cei dinăuntru, canalele creștine, unele canale creștine. În loc să plângem și să suferim, și să rugăm pe Dumnezeu. ce e dureros este că dacă aflăm ceva, începem să răspândim peste tot, tot. Era la un moment dat uh, o, un program de biserică. Mihaița Dănilă l-a invitat pe Emi Fedor în timpul acela, azi iarnă la evangelizare să predice. Știți, nu mai deschid rana. Era un titlu pe un canal creștin. Mihaița Danilă i-a permis lui Emi Fedur să predice la el în biserică, dar bun, cum adică i-a permis? Vedeți cum ne putem schimba părerea despre un om doar atunci văzând un titlu o predică sau un anunț în dreptul lui? Dacă există oameni în această dimineață care practică lucrul acesta de probabil de pe un cont fals în numele lui Iisus Hristos, vă rog, opriți-vă. Este o lume de multe ori paralelă cu realitatea. O lume a imaginii. Vezi, atât de ușor ne putem ascunde după imagine. Cea mai frumoasă familie. Și după trei săptămâni, divorț. Nu, îți faci poză că ești în Dubai și tu ești după în spatele a singurului ta -ă, palmier de la Terra. Dar el e în Dubai. Photoshopul. Photoshopul. Fetele știu de ce. Pozele indecente. Fetelor, vă rog în numele Lui Isus Hristos. Vă spun responsabil. Unele dintre dumneavoastră nu, mă, nu vă mai faceți poze de sus. Provoacă dependență. Ești predispus la adicții. Controlează-l. Nu te lăsa controlat de el. De fapt, 50% dintre adolescenți simt că sunt dependenți de dispozitivul lor. Ești tu sclavul telefonului tău? Te descurca fără el? Citise despre o femeie din Illinois care era acasă cu fica ei când casa ei a luat foc. Din fericire, amândouă au scăpat de flăcări înainte ca acestea să înghită tot, toată casa. Atunci mama a realizat că și-a uitat telefonul în casă. E o poveste reală. Mama a fugit înapoi ca să își salveze telefonul și n-a mai ieșit. A ars de vie. Chiar atât de dependenți suntem, câteodată probabil copiii noștri și-ar dori să fie telefoane. Dacă am petrece pe genunchi câteodată cât petrecem cu telefoanele noastre, ar zbucni în biserica să ascultați o trezire spirituală. Dacă am sta în cuvânt cât timp petrecem cu telefoanele noastre, ar fi biserica asta plină de predicatori. Cu siguranță ați auzit de generația FOMO, Fears of Missing Out. Este o fobie, o anxietate, o boală. Adică sunt tineri, sunt oameni, de dragul să, ca să nu rateze ceva, o postare, o colegă de -a ei plecată în Grecia, să nu știu unde, și nu i-a zis, de frică să nu rateze ceva, unii se trezesc la două dimineața ca să-și verifice telefonul. Se trezesc după aia la patru dimineața să-și verifice telefonul. Se trezesc la 6 dimineața să-și verifice telefonul. Această adicție este asociată cu anxietatea, nu pot dormi, provoacă tulburări. Pentru că ei ratează ceva. De asta am spus că generația alfa este un organ în plus crescut omului. Nu pot fără el. Pe urmă este hipersexualizarea. Ați auzit de mișcarea Beauty Vents, mișcare care mai face din când în când niște activități cu tinerii, undeva pe un deal, cântări, cheamă un predicator și ca să fiu abdatat cu ei, mi-am făcut și eu cont pe Insta. Mi-am făcut cont pe Instagram. Ascultați-mă, am avut mai de mult cont pe Facebook, Acum, din greșeală l-am pus că mi-am datat, mi-am schimbat telefonul, mi-au cerut, am dat da, da, la toate, nu contează. Dar nu-l folosesc, nu-l folosesc, nu folosesc că sunt super pocăit și mai pocăi decât voi. Nu folosesc Facebook-ul, Instagram-ul, TikTok-ul, pentru că ascultați-mă. Dincolo de rielsule pe care le vedeți cu divertisment, cu una cu alta, apar imagini care vă pot păta ochii. Și mi a făcut și eu cont pe Insta să fiu, să vedem pozele de la evenimente și când mi-am terminat contul de făcut și am accesat, au apărut o grămadă de poze. Am zis, dacă mai stau încă două secunde, trebuie să mă duc la fratele Victor la mărturisire. Înțelege de ce nu se poate ruga generația asta de tineri? Unii recunosc că am fost într-o tabără în care tineri erau dependenți de telefonul lor și dependenți de telefonul lor erau dependenți de pornografie. De modelele greșite. Este un factor puternic de demonizare. Puternic. Am întâlnit creștini care au spus că nu e o problemă pentru ei să asculte vedetele laice a muzicii contemporane. Cum ar fi Lady Gaga, Taylor Swift, Beyoncé. Katie Perry, o fată de păstor, care a spus foarte clar ca să ajungă și a dorit să ajungă ca și emigrant a muzicii creștine americane. Și au zis, n-a ajuns și a făcut pact cu diavolul, adică și-a vândut sufletul diavolului. Și uitați-vă, dacă... Nu vă uitați! <laughs> nu vă uitați! nu vă uitați! Când apar pe scenele lumii, clar că au simboluri oculte și printre muzica lor, Presară cu, cu practici de vr vrăjitorie, clar. Oamenii laici au zis, vedetele care acum cântă, practică vrăjitoria, nu se joacă. O practică, o practică. Beyoncé spunea că are uh, un alt ego. Ea spunea în felul următor, când urcă pe scenă, vine Sasha Fierce, așa îi zice, e un demon pe care o stăpânește. Când se uită după concert la ea, ea zice în felul următor, normal, eu n-aș face lucrurile care le fac. Dar vine Sasha Fierce peste mine, simt că intră în mine și în momentul acela mă manifest senzual. Și unii creștini n-au nicio problemă că 90%, 99% din media este a diavolului. N-au nicio treabă. Este un sistem anticrist și neomarxist care lovește în Hristos. Ei n-au nicio treabă să asculte oameni care profanează numele lui Dumnezeu, care blastă numele lui Dumnezeu. Ei n-au nicio treabă să asculte. Eu am îndoială cu creștinism, de, de ce creștinism sunt conduși oamenii aceștia, de felul de creștinism pe care îl au. Pentru că unii pot să fie în biserica medicostală, dar să nu fie creștini. Creștinismul înseamnă a-L urma pe Hristos. Creștinismul înseamnă a limita pe Hristos. Atâta timp cât îți permis să asculti muzica lumii, nu ești Creștin! Cu durere o spun, bătrânii au avut și minusurile lor și plusurile lor. Dar vorbesc la modul general, la modul în care unii se manifestă în bisericile noastre, la modul general și practic anumite lucruri. Pe vremea lor, aceste practici erau condamnate și erau pus o disciplină. Dependența poate fi învinsă. Recunoaște-o. Pentru că odată cu căderea vine și rușinea. Există un, un, detox fantastic pentru mintea noastră. Și acela este cuvântul lui Dumnezeu. Disciplinează-te spiritual. Îți dai seama că îți pierzi familia, îți pierzi copiii. Nu o singură dată s-a întâmplat în România noastră ca prun să moară în timp ce mamele lor erau pe Facebook. Citiți se o știre recentă că doi prunci au căzut de la etajul 7 a unui bloc sau 8 că mama lor era live pe Facebook. Neglijăm pruncii din cauza asta, neglijăm comunicarea între noi pentru că scopul diavolului ca ca și, și ne denă. Să ne distragă prin și pe urmă să ne distrugă. E simplu. E simplu. E aceeași metodă ca și în Eden. Numai noi suntem atâta de orbi. Diavolul a folosit același lucru. Distragere și distrugere. Făți un program de rugăciune și citirea Scripturii regulat. Disciplinează-te. Știu că disciplina nu cuplează cu generația noastră. Generație care trebuie să-și pună telefonul de la șase când îl pune până la șapte, îi tot sună din 10 în 10 minute. Dar disciplinează-te. Pentru că disciplinele nu sunt, sunt un fel de pastile amare, dar pentru binele sufletului nostru. Discipline spirituale sunt un fel de chinuire a trupului pentru binele sufletului. Pavel când spunea în 1 Corinteni capitolul 9 că mă lupt cu trupul meu, Spunea Pavel, termenul folosit acolo, îl însângerez, îi dau pumni, fac totul, îl chinui. Dar va trebui să te hotărăști. Un prieten de-a meu mi-a trimis odată, nu de mult, cred că săptămâna asta, cutia cu adicții, în care ți iei o cutie, o comandă pe internet, pui telefonul acolo cu un cod care nu mai poți deschide până dimineața. Băi, sunt frumoase toate. E bine să iei hotărâri, dar Ceea ce lucrează în tine, schimbare. Pentru că am văzut în oameni, oamenii au luat hotărâri. Ok, e frumos, dar până nu dai la o parte temelia veche, șomături, nu poți clădi principii, principii biblice pe o temelie veche, este imposibil. Te ține trei săptămâni, te ține o lună, după aceea, din nou. Există ceva care lucrează tainic în inimile noastre și acela este Harul lui Dumnezeu care poate schimba totul care poate schimba omul de orice adicție atunci când omul vine și crede în Harul lui Dumnezeu. Oameni buni, singuri nu ne putem schimba, singuri nu ne putem elibera de adicții, singuri nu putem să facem față provocărilor contemporane, dar există ceva care ne poate ajuta și aceea este credința în Hristos, în Harul Mântuitor, care eliberează omul. Am întâlnit oameni care erau dependenți de țigări, au spus, am venit înaintea lui Dumnezeu, zdrobit înaintea lui am plâns și am cerut harul lui Mântuitor peste viața mea. Din clipa aceea spuneau ei, n-am mai avut nicio treabă, câteodată este progresiv, câteodată este o luptă pe viață și pe moarte. Dar unii dintre voi o aveți, unii dintre noi o avem. Să nu credeți că eu care predic n-am luptele cu telefonul, bardale am, badale am, bada. Dar în viața mea este o luptă pe viață și pe moarte, care pe care. Depinde cu cine stai mai mult. Dacă stai în prezența lui Dumnezeu mai mult, vei birui mai mult. Dacă stai în prezența telefonului tău, vei fi biruit. De fiecare dată vei fi un creștin care ștărăște viața. Nu vei fi un creștin liber. Nu vei fi un creștin care are bucuria aceea pe care Hristos ne-a spus că eu am venit la, ca, la oile mele și oile mele să aibă viață, dar nu orice viață, ci viață din belșug. Dumnezeu te poate elibera în această dimineață și poate să înceapă procesul de eliberare. Dumnezeu poate elibera pe loc viața ta. Nu știu cum lucrează harul tainic al lui Dumnezeu. Habar nu am cum lucrează. Doar îi văd efectele. Cineva îmi zice odată, dar cum lucrează Dumnezeu? Nu știu să spun cum face clicul ăsta în inima ta. Nu știu cum să spun cum face Dumnezeu schimbarea. Nu știu să spun cum face Dumnezeu transformarea. Dar eu știu că Dumnezeu are puterea să facă transformare. Nu știu cum, dar îi văd efectele. Văd oameni eliberați, văd oameni transformați, văd oameni pasionați de Hristos. Dragilor, haideți să ne ridicăm. Nu le dați pruncilor voștri, ascultați-mă, n-a murit nimeni că n-are telefon. Nimeni n-a murit că n-are telefon personal sau controlat. Multe au apărut pentru că le-am dat incontrolat telefonul. Domnule, ia telefon. El nenăscut din nou, cu viața praf spirituală, mai bine decât ne cunoaștem noi prunci, și cunoaște Dumnezeu. Până pruncii mei nu sunt născuți din nou, nu sunt creștini. Unii sunt păgâni. Nu sunt creștini. Nu dați pe mâna unor necreștini lucrurile diavolului. Îi va, îi va afecta. Unii sunt afectați. Unii sunt afectați. Și sunt afectați puternic. Dar cât îi avem, este responsabilitatea noastră să-i păzim de cel rău. După ce vor hotărâ ce vor face cu viața lor, este treaba lor. Chiar dacă ne doare câteodată. Dar cât îi avem, sunt în responsabilitatea noastră. Chiar dacă nu moare că iei telefonul, l-ai prins, probabil cu adicția vremurilor, Blackpink sau altele, l-ai prins, bun, taie nu moare. Nu moare. N-am văzut pe nimeni murind, că nu are telefon. Deocamdată pentru unii nenăscuți din noi este instrumentul diavolului. Nu unealta alta lui Dumnezeu. N-ascultă ei predici. N-ascultă. Toate nebuniile le ascultă, ascultați-mă. Toate nebuniile posibile din lumea asta. Îți mai deștepți ca noi. Mult mai deștepți. Ne învârt. Abar n dar ne dăm seama că la adolescență e în depresie. Ne dăm seama că e legată. Ne dăm seama că nu mai dorește pe Dumnezeu. Ne dăm seama că cade în patima atâtor patim. Pornește de la noi. Că i-am dat cuțitul pe mâna unui bebeluș. Normal că se taie. Normal că se taie. Nu mor că nu le dăm. Dar trebuie, există, luați ceasuri, luați ce vreți dumneavoastră. Există metode în a ști unde sunt, în a comunica cu ei. luați cu butoane. Dar până când ei nu sunt în stare să fie clădiți în Hristos, să fie în Hristos. Dragilor, probabil Vă par demodat. Dar este un pericol extraordinar de mare. Din mărturiile unora, abar n-aveți ce traume după ce au deschis portița întunericului. După ce au deschis portița Pandorei, cutia Pandorei, nu mai pot închide singuri. Au nevoie de ajutor. Dar unora le este prea rușine să recunoască că au nevoie de ajutor.